Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod cu Amesta Chela aici pe Afelie. Hai să cotropim noi câțiva fraieri. Well, damn, e harta aia, știi tu, cu porumbul ăla grămadă pe care eu nu-l suport de altfel, dar n-am ce cacao să fac, asta e. Ia uite mă ce repară ei deja, bă, băiatule, bă. Pe bune că am făcut faza asta. I cannot believe what I have just done. Oh, madness, tire up, boss. Madness, tire up, te văd. Stai liniștit că te văd. Problema e că nu știu unde te-ai... Aha, acili shot ai dus, am înțeles. Te duci la fiecare paletă. Altul care face infinite looping în pana mea. Nu suport porcăria aia. Bine, nu l-am prins, am înțeles. You ugly son of a bitch. You ugly son of a bitch. Am pierdut eu un generator din cauza dumitale. Să vezi tu ce-ți iei, să vezi tu ce-ți iei. Unde te-ai dus, mă? Mă, nemernicule, mă. Mă, tati, mă, mă, ce faci, mă, băiatule, bă? Unde mama dracu-i ăsta, mă? Oh, Jesus, învârtea la vieții, bă, băiatule, bă. Ia uite, bă, cât sunt aici, bă, băiatule, bă. Stai așa că e un Dwight pe aici cu o lanterna din soartă. Mr. Dwight, come to me, please. Let me give you a hit in your head. Oh, Jesus, ce gafă, bă, băiatule. Spune-mi, te rog, că... A, atât. Aia am vrut să știu. Te rog, spune-mi că nu ridică pe idiota aia. Ok, hai că nu-i nici Dracula, ia spargem ăsta. Așa, tati, așa mai vii de acasă. O luăm și pe moa asta de aici. Spune-mi, te rog, că mai e un ăla pe aproape. Nu, nu, ok, nu, nu. Bine, las că mă duc cu ea aici. Au, Jesus, ce mă mănâncă piciorul. Am dat cu piciorul în stativ în pana mea. Oh, și eu care voiam să mă întorc taman la voi. Acolo ești, a? Ah, e iar idiotul ăsta. Te-am luat, boss, stai liniștit. Ăsta cred că e ăla de nu l-am spart când l-am găsit pe acest individ. Cum îl chema pe ăsta, mă, că nici nu mai știu. Ace, frate, Ace. Cred că e ăla pe care nu l-am spart eu când l-am găsit pe Ace. Ok, no problem. Ăștia mai mult ca sigur s-au apucat să repare aici. Sau nu? Te-am văzut. Așa, du-te. Duceți-vă, de fapt, la el. Oh, jeez, you're so fucked up. Ah, Dwight ăsta încă nu și-a dat heal. Ok, bă, băiatule, bă. Stai, mă, că-ți dau eu ție pe ăsta cocoașă, mă, băiatule, mă. Oh, fuck, l-am ratat, nu? Me cannot believe this. Pe bune că ai palet în pana mea fix aici. Unde ești, mă? Acolo, am înțeles. Bă, stai, că ăștia au reparat aici. Sau nu? Te-am văzut. Bă, Dwight, mă, ce crezi tu că facem aici? Dă-i dracu cu paletul ăla jos odată asta să ne scăpăm amândoi. A, ce? Ah, stai că mai e unul pe aici. Am înțeles, acolo v-ați văzut.
Well, hello, motherfucker. Ce-ai făcut, prietene? Ce-ai făcut, prietene? Unde e ăsta, mă? Ah, pick up. Eram fix deasupra lui. Nu! Bad Dwight! Mamă! Oh, geez, am making spume. Să-mi spună și mie careva cum dracu de nu l-am nimerit acolo. Acolo te-ai dus, am înțeles. Ce ai făcut, tovarășe? Ce ai făcut? Așa, țipă, țipă. Scream for... Pe bune, în pana mea că nu l-am luat. Da, sigur că mai era și paletul de aici, că de ce nu? Au, mama dracului. Nu mai reparați, mă, că reparatul nu e bun pentru voi. Ah, Jesus, tu vorbești serios că n-am luat-o? Hai, frate, deci dădusem... Bă, ce mama dracu facem aici? Ia stai tu așa că nu-i așa. Deci fie antenă cât de disperat sunt, frate, să-l repare. N-am văzut așa ceva, mă jur. Oh, maica mea, câte palete au, bă, băiatule, bă. Futu-s maica mătii. Da, acum o să vină ăla. Nu, Dwight, să nu vii, nu! Nu, Dwight, n-ai să faci asta, Dwight. You ain't gonna fucking do this, Dwight. E careva aici. Dar nu-l văd în pana mea de porumbul vieții. Amon, nu vine nimeni să te ia. Ok, a, aici ești. Bă, eram sigur. Neia, îmi pare rău, dar n-am ce să-ți fac. Cu vârful, bă, la milimetru am luat-o. A, uite cu aici. Ia stai, dumneata, acilea și mori în liniște. Deci fii antenă, frate, cât de disperat sunt să repare generatorul ăla, să-mi trag palme dacă am văzut așa ceva. Hello, stupid fuck. Deci fii antenă, acum cât are el de gând să mă învârtă la porcăria asta. Îți poți numai imagina. Doamne, urăsc așa de mult Survive with Friends ăla. Da, mă, știu că ești la poartă, stai liniștit. Na, na, na. Da, de ce să... Pe bune că avea Dead Hard în pana mea. Bă, deci ăla, dacă nu mă înșel eu, ar trebui să fie încă injured. Dar să vezi că sufletul nu este nimeni aici.
Și ci că să mai joci Dead by Daylight când ai de Survive with Friends. Motherfucker. Îmi trebuie neapărat un Narcissus Calling pe ăsta. Și cred că o să înlocuiesc Iron Grasp-ul și Brutal Strength-ul cu, cum le zice, mă, că nu-mi vine, Ruin și Narcissus Calling. Altfel nu fac nimic, deci fără alea două pe Doctor nu o să fac nimic. E pretty much bullshit. Lasă-mă să-ți dau un electroșoc, nemernicule! Așa, stai aceea, să facem punct. Ok, unde dracu e ăsta? Stai, mă, chiorule! Deci fie antenă cât de nesimțiți poți să fie, frate, după ce că scapă, nici nu te lasă să faci și tu ceva puncte. Valea de aici, dă-te dracu de scârbă. Mamă, ăla nu iese, celălalt. Așa. Aștept acum un noob killer. Am senzația asta că o să văd așa ceva. Deci fie antenă. Eu de 16 cu 2 de 11 și 10. Doamne, deci nu pot să înțeleg de ce mama dracu jocul ăsta e atât de cancer. Dar e cancer să moară măsa dacă nu, mai ales la killer. Ia să vedem, distressing-ul vieții, fix asta voiam. Da, mori ciuciu. N-ai să vezi. Ce să pun eu, ce să pun eu? Kratos Pena sa... Nu, Jesus Christ, nu vreau să joc harta aia. Hunting Sacrifice asta. Bun, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao, les!